Emisiunea vă este oferită de CIO, compania indilor orientale. Fantezie în bucătărie. Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție Gourmet cu Bel, un show de artă culinară. Sunt Isabel Lia și astăzi vom găti împreună lup de mare, filet de lup de mare cu cușcuș și cu sos picant. Alături de mine se află executiv chef Marius Neagu, bună ziua! Bună ziua! Și de asemenea în stânga mea se află senatorul Marius Marionescu, bună ziua! Bună ziua, Isabel, mă bucur că sunt alături de tine și pregătim ceva special. Te cunosc de când erai micuță, erai foarte frumoasă, dar acum ești și mai frumoasă și te rog să nu te oprești. Mulțumesc foarte mult, iată, sunteți într-o nouă ipostază, aceea de a găti împreună cu mine. Ați mai fost într-o emisiune culinară? Am mai fost în câteva emisiuni, dar vreau să spun că n-am fost singur, am fost cu soția mea, am fost cu soacra mea, fiindcă maestru bucătar în casa noastră este soacra. Cred că o să vă descurcați foarte bine, mai ales că ați mai fost în astfel de emisiune. Și știu că vă place foarte mult mâncarea, sunteți un gurmand? Da, vreau să spun că nu mănânc carne decât foarte rar, dar pește ok. Mănânc fiindcă îmi place peștele, îmi plac foarte mult legumele, fructele. Haideți să începem să preparăm. Da. Lupul de mare. Lupul de mare, da. Ingredientele pentru acest preparat, avem nevoie de două fileuri de lup de mare, o pastă de ardei iute, o pastă de ardei dulce, cușcuș, coriandru, ardei gras multicolor, portocală, smântână lichidă, ulei de măsline, sare, piper și condimentele de la CIO. Am înțeles. Atunci eu zic să ne apucăm de treabă. Isabel, eu nu știam că există un pește lup de mare. Eram învățat numai cu lupii din politică. Așa că împreună o să devorăm lupul ăsta de mare. Da, într-adevăr. Da, este un pește care are mai multe denumiri. În principiu se poate denumi și sibas sau levrec. Haideți să luăm peștele. Știi că am înțeles că cei mai longevivi oameni trăiesc în zonele astea unde se consumă foarte mult pește. Spre exemplu, în Sardinia sunt cei mai mulți centenari. Da, și în Scandinavia, la fel. Și Scandinavia, la fel. Și în Delta, la noi. Da, da, da. Să vedem ce crestăm facem. Crestăm pielea la pește. Da. Pentru că atunci când o să prăjim peștele, să nu se strângă și o să intre condimentele. O să-l condimentăm, îi dăm cu un pic de sare. Vă place să gătiți pește? Mai mult soacra mea, dar la nevoie mai pun și eu pe grătar. Punem și un pic de piper. Punem puțin piper. Eu vreau piper. Să vă spun că astăzi am mâncat niște șalău la grătar și o ciorbă de legume. A făcut soacra mea. Și am fost foarte încântat. Știe soacrei mele că îmi place peștele la grătar. Face mâncare foarte bună, să înțeleg. Face, fiindcă soacra mea este din Delta. Și soția mea a petrecut o mare parte din viață tot la Tulcea, în Delta, și sunt mare amator și foarte pricepuți în gătitul ăsta al peștelui. Acum o să condimentăm un pic peștele, o să luăm câteva condimente de la CIO, un pic de busuioc și un pic de oregano. Dar noi putem să improvizăm, da. Nu? Dacă... Corect. Acum puteți să puneți cam ce condimente doriți. Eu vreau să îi dau o crustă un pic. Ce ar mai merge? În general, la pește merg ierburile de Provence, cum ar veni busuioc, oregano, tarhon, cimbrișor. Marius, sunt eco, înțeleg, nu? Arată da. Foarte bine. Da. Totul e eco. Corect, așa este. Bravo. O să pornim plita, le pornim pe amândouă, că în același timp
O să facem și garnitura. Avem aici un cuscuș care este prefiert. El se fierbe foarte ușor. Cuscușul este făcut din griș. Se pune un pic de apă la fiert într-un bol, puțină sare în apă. Te rog, Isabel. Ce ziceți? Ne ajutați cu cuscușul? Ne ajută... Ce să fac? Da. Ce ar trebui să fac? Vă spun eu imediat. Acum vă dau, aveți aici un pic să vă arăt așa, ca să tocăm un pic de ardei gras și de... din toate culorile și uitați, vă arăt eu așa ușor. Tăiați să fin. Da. Și după aia le luați așa și le tocați. Așa, ca să facem garnitura. Trebuie să fie mărunt? Mărunt, da. Trebuie să fie exact așa mărunt. Și tocăm și din toate trei culorile. Știu, am înțeles. Ce facem cu peștele? Ce îl punem în tigaie? Avem nevoie de ulei? Da. O să punem, să dăm drumul. Și mergem pe trei culori, nu? Da, mergem pe trei culori. Da. Ca să arate mai frumos. Exact, arată și auzi, Marius, bine. Da, era interesant dacă aveai roșu, galben și albastru. Da. Culorile României. Așa este, da, dar din păcate ardeiul albastru nu prea a apărut decât dacă îi băgăm ceva colorant. Dacă vom fi la colorant, nu? Și nu va mai fi atât de sănătos după aceea. Punem aici un pic de ulei de măsline. Așa că putem să mergem și pe ale voastre. Să ajut și eu un pic aici. Așa. Voi pune peștele, da? Și acum punem peștele. Pot să pun. Așa, punem prima dată pe partea. Și nu sare uleiul? Nu sare. Nu sare uleiul. Pentru că peștele, dacă este proaspăt, nu are foarte mult apă. Dar am putea să-l prăjim în unt? Să-l tragem în unt? În general este mai bine de dacă prăjim ceva în unt, să amestecăm untul cu ulei. De ce? Să prăjim numai în unt, începe și se negrește din cauza temperaturii ridicate. Este da, un preparat care se face foarte repede, se poate... Ia uita ce frumos arată. E auriu? Auriu, exact. Arată bine, nu-i așa? Foarte bine, excelent. Da. Excelent. Ați mai mâncat azi pește? Astăzi am mai mâncat pește, da. Am mâncat pește de apă dulce, ăsta e de mare, înțeleg. Dăm drumul aici ca să facem și garnitura. Da? Să vă ajut la garnitura. Da, puneți aici un pic de ulei de măsline. Am pus uleiul în cealaltă tigaie și ce voi adăuga? Bănuiesc? Și acum adăugăm din aici, din garnitură, adăugăm un pic de ardei din toate culorile. Așa, ca să le călim un pic și pe acestea, ardeiul acesta are un gust dulce. Din toate culorile, pentru aspect sau pentru aspect. Gust? Pentru deci gustul e cam foarte puțin diferit. Cel verde are un gust, dar majoritatea asta este un ardei gras dulce, de fel. Punem aici, condimentează tu, te rog frumos, sare, un pic de piper. În principal, condimentele dau gustul mâncării. Da, corect, așa. Da. Peștele este gata. E gata? Ia să vedem cum arată. Facem garnitură și o să mai facem un sos. Cât timp tragem acest... Câteva minute, 2-3 minute, călim, după aceea o să punem cuscușul. Pare să meargă foarte repede această rețetă. Este un preparat care se face foarte ușor. Cuscușul este un înlocuitor și la orez. Asta voiam să vă întreb. Se poate face și o salată, este o salată libaneză care se numește tabule. Da, o știu, îmi place mult. Păi și atunci nu mai e nevoie nici de pâine, nici de mamaligă dacă pui cuscușul, nu? Pentru că cuscușul este făcut din griș. Ține loc de pâine. Știu că are și foarte multe vitamine, sănătos. E mai sănătos. Da, e mai sănătos, așa este. A fost ținut cumva în apă fierbinte? Da. Înainte? Da. Apă fierbinte, câteva minute, puse într-un vas, tras... Deci, Marius, ce să înțeleg, Isabel, cât mai puțină pâine. Pâinea prostește, nu? Da. Așa că trebuie să o lăsăm pentru alții. Da. Înlocuim cu cuscuș, cu orez, cu... Și acolo o să mai tocăm, uite, toacă tu aici cât un pic de coriandru. Facem haz de necaz acolo. Și ne dorim să fie mai bine. Îți dau un cuțit. Wow, așa mare? Așa mare, în general. Auzi, noi, Isabel, ne dorim să fie mai bine. Adică fiecare om să aibă pe masă un lup din ăsta, pe care să-l devoreze. Da. Și o să mai să pun aici un pic de pătrunjel. Că nu sunt, sunt mulți, nu sunt puțini. Dar arată foarte bine. Dacă ar fi fost atât de ușor? Da, da.
Eu vă voi provoca. Da, te rog. Să mâncați împreună cu mine un ardei iute. Mm-hmm. Răspundeți provocării? Sigur că da. Iată ardeiul, vă las să vă alegeți. E verde. E verde, da. Păi alege tu întâi. Eu îl aleg. Bravo. Pe acesta. Și eu îl iau pe ăsta, da? Am zis să fie, da, să fie verde, totuși nu roșu. Mâncăm ardeiul și pe urmă mâncăm lupii, nu? Sau cum? Da, da, exact. Știi, cineva avea un slogan din ăsta. Să-i ardei pe corupți. Ardei pe corupți. Ardei pe corupți. Acum mi-am înțeles. Ardei pe corupți. Hai să gustăm și noi din ăsta ca să-i ardem pe corupți. Exact. Pe urmă îi mâncăm pe corupți. Da, da. Foarte bine spus. Da. Iardei, serios. Da. Dar putem să stingem un pic cu puțin lapte? Sau nu este nevoie? Nu știu. Mă pe Marius să dau un pahar de lapte în loc de vinul acela alb demisec de la Beci. Așa. Păi vinul de la Beci îl ținem pentru alții. Mai târziu. Pentru corupți. Mulțumesc. Și merge chestia asta, ardei, da, cu lapte? Eu aș mai mânca. Da? Ca mai să mai mult. Stingă un pic din iuțeală. Da, din iuțeală. Da, da. Și între timp ne pregătim. Nu l-ați să nimerit pe cel mai iute, nu-i așa? Nu, e iute, e iute. E, merge. Dar nu o să-l mâncăm tot acum. Ne mai păstrăm și pentru pește. Corect. Asta e de început. Oricum, la pește vom avea tot un sos picant. Uh-huh. Între timp cât... Așa că nu scăpați. Da, da, da. Deci trebuie să-l mâncăm tot. Ce mai este de făcut în continuare? Acum... Garnitura este gata, ne apucăm să facem sosul. Cum facem sosul? Este foarte simplu, avem aici niște smântână lichidă. De ce lichidă? De ce lichidă? Pentru că atunci când ajunge la temperatura de fierbere, această smântână nu se taie. Față de smântâna fermentată, aceea când ajunge la temperatură, începe și se taie. Este de reținut pentru telespectatori să se uite după smântâna lichidă. Da. Da. Și dulcează în același timp. Exact. Da. Și, bă, și să-și noteze, este o smântână. În amănunțime, așa, cum este cu lupul de mare, cum e cu rechinul, cum este cu ardeiul, cu beciul, cu tot. Da, 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 da. Să știe ce rețetă să aplice. Este o smântână neutră, că din aici, fiind neutră, de aici putem să ne jucăm, să facem, să dăm gustosului cam ce dorim. Avem aici niște pastă. Cam câtă grăsime are această smântână? Că am văzut diverse. Da, sunt mai multe. Asta are în jur de 20%, cam așa are grăsime. Nu este foarte grasă. Acum punem sos, da, de ardei. Punem pastă de ardei iute. Pastă de ardei iute și pastă de ardei, de ardei dulce. Dulce. Ca să combinăm un pic. Și aici o să mai schimbăm un pic, că mie în general la preparate îmi place să mai adaug câte ceva. O să punem un pic de zeamă de portocală. Nu folosim lămâie. O să punem un pic de portocală. Da, da, da. Și dă o aromă aparte? Da, îi dă, are izul un pic de acrișor, că același lucru de lămâie, ca să... Dar să spunem, folosim... rețeta asta este brevetată de tine, Isabel, cu Marius, sau e cunoscută, e importată? Că eu nu știu pe român să mănânce lup, cel puțin nu prea au ei curat să facă lucrul ăsta. Ba, să știți că sunt destul de mulți. Depinde și de români. Da. Românii zic așa, știți cum au un proverb. Capul plecat, sabia nu-l taie. Din păcate, cam asta e în istoria noastră. Cum vi se pare această rețetă? Mie mi se pare destul de ușor de făcut. O să încercați acasă să o faceți? Poate pentru soție? Să o surprindeți un pic? Dacă veniți și voi... Și tu, Isabel, și Marius, da, o faci. Cu cea mai mare plăcere. Vă ajutăm, nu este nicio problemă. Facem Marius împreună. Văd că este un maestru bucătar. Bineînțeles. Și așa că aici am de învățat de la el, de la tine. Da. Corect. Niște lucruri, știi? Toată fiecare viața înveți, știi? În meseria care o are... Și, da, și la sfârșitul vieții constați că ești un bun începător. Așa este. Sosul este gata, acum putem să ne apucăm să o aranjăm în farfurie. Arată foarte bine. O farfurie. Abia aștept să gust. Da. Albă. Trebuie. Foarte interesant acest sos. Luăm o formă de inox. Am mai încercat. Acum facem montajul. Da, plating-ul, așa se numește
Ați mai auzit de plating? Mai puțin, mai puțin. Asta mai mult prin bucătăriile... Sofisticate. Sofisticate. Să facem o mică recapitulare cât șef face platingul. În primul rând am pus fileul de leu de mare în tigaie. Da. Fără tigaia ulei. Să fie cu ulei sau fără ulei? Cu ulei. Cu ulei. Tigaia să fie încinsă. Cu puținut? Nu. Noi decât, n-am pus fără. Fără. Da, fără. Decât ulei. Da? Tigaia să fie încinsă. E foarte important să fie încinsă. Da. Pentru că se lipește dacă sau? Se lipește. Dacă automat, dacă nu va fi încinsă, se lipește. Separat am tras în ulei de măsline, ardei gras, galben, roșu, verde, să arate foarte frumos. După aceea am pus... Și albastru în inimă, nu? Și albastru în inimă. Și după aceea am pus cușcușul care noi înainte l-am ținut câteva minute în apă fierbinte. Am pus, bineînțeles, condimente. Separat, de asemenea, am făcut un sos. Mă poate ajuta șef că da, nu mai ținte am, exact pașii? Da, aici am un sos, am pus niște smântână lichidă în tigaie. Am să găsesc și în comerț, chiar dacă nu stați să faceți acasă, pasta de ardei iute și dulce să găsesc și în comerț. Puteți să le achiziționați de acolo, gata, făcute, ca să nu stați să-l faceți acasă, că durează foarte mult. Arată foarte bine. Excelent, excelent. Da. Abia aștept să gust, imediat ce este gata. O să încerc și eu acasă să fac ești acest preparat. Marius, ești de invidiat, doamne, pentru de toate gospodinele. Da. A sosit momentul pentru concursul emisiunii. Puteți avea fantezie în bucătărie cu CIO, compania indilor orientale, dacă veți răspunde corect la următoarea întrebare. Ce am pregătit astăzi împreună cu senatorul Marius Marinescu? Dacă veți răspunde corect pe adresa de e-mail. Și bineînțeles, veți fi primul, atunci veți intra în posesia acestui coșuleț. Să dăm o notă preparatului, am făcut-o împreună. Da. Sigur e de 10, nu? Și dumneavoastră decideți. Fantastic. E un festin. Este delicioasă. Și carnitura. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. De asemenea și provocarea cu ardeiul iute. A fost o mare plăcere să vă am alături de mine. De asemenea, vă mulțumesc foarte mult, executiv șef Marius Neagu. Preparatul este extrem de delicios. Mulțumim de asemenea gazdei noastre hotelului Premier Palace & Spa. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați urmărit. Până data viitoare, eu vă doresc poftă bună! Emisiunea v-a fost oferită de CIO, compania indilor orientale. Fantezie în bucătărie.